Dragilor, și bine ați revenit aici la mine pe canal. Astăzi facem un clip diferit. Dacă auziți gălăgie, este geamul deschis și nu am ce să fac. Puțină gălăgie se va crea. Clipul se intitulează cam așa. Cam așa l-aș intitula. O să vedem când îl postez cum îl intitulez până la urmă. S-ar numi ținute care se potrivesc pentru luna septembrie. Pentru că toamna tocmai a venit, m-am gândit să filmez acest clip pentru voi. Eu, da, sunt îmbrăcată destul de subțire pentru că încă este destul de cald, dar bănuiesc că se va mai răcori în zilele ce urmează. Și luna septembrie este, să spun așa, undeva între cald și frig și atunci trebuie să ne adaptăm cumva ținutele. Iar astăzi vin cu câteva idei, cum văd eu hainele pe care am putea să le purtăm în această lună, cum ar trebui să arate ținutele noastre. Nu sunt un specialist, nu e ceva bătut în cuie, fiecare se îmbracă în primul rând cum îi place, trebuie în primul rând să vă simțiți voi bine, să vă placă culorile pe care le purtați, imprimeurile, să vi se potrivească. Deci nu este nimic bătut în cuie, ce vă place vouă, aia purtați până la urmă. Eu vin doar cu niște sugestii, cu niște idei care mie, să zic așa, îmi plac și pe care eu le voi adopta în această toamnă și pe care le-am adoptat și anii trecuți. Toamna nu este neapărat un, să spun așa, anotimpul meu favorit. De fapt, anotimpul meu favorit este primăvara, dar niciun anotimp nu pot să zic că nu îmi place. În fiecare găsesc ceva frumos, în fiecare găsesc ceva de care să mă bucur. Și toamna, bineînțeles că mă bucur de culorile frumoase ale naturii, așa că încerc și eu să adopt cât de cât ținute în culori asemănătoare și texturi cât mai naturale și cât mai plăcute la purtare. Primul lucru pe care cred eu că trebuie să-l aveți în garderobă și este esențial pentru luna septembrie, de ce accentuez pentru luna septembrie, hai maxim octombrie, pentru că o să vedeți că nu am adus aici paltoane, trenciuri, lucruri care vor fi nevoite, să spun așa, a fi purtate în luna noiembrie. Că în luna noiembrie presupun că o să fie ceva mai frig și atunci o să avem nevoie de haine mai grosuțe. Depinde cum va fi anul ăsta, că vedeți, ne surprinde natura cu tot felul de fenomene și e din ce în ce mai cald. Haideți să... Eu am aici și calculatorul deschis pentru că am nevoie totuși de monitor. Pentru că am ales deja niște poze, niște ținute pentru a vă face o idee și atunci trebuie să mă ajut puțin de ele ca să nu vorbesc pe lângă subiect total. Prima oară este blazerul. Blazerul este foarte important pentru că el te poate face foarte elegant sau poate, te poate duce într-o zonă casual, într-o zonă business. El poate fi purtat în atât de multe feluri. Este o piesă de vestimentație super, super versatilă și cred că nu trebuie să lipsească din garderoba nimănui, atât a femeilor cât și a bărbaților, și bărbații trebuie să aibă un blazer. Un blazer universal ar fi perfect, dar dacă mă întrebați pe mine pe care le prefer, mie îmi plac foarte mult blazerele de genul tweed, adică din acea țesătură care ne duce cu gândul la blazerele create de Chanel. Eu am ales aici, cum spuneam, câteva modele, o să pun pe aici poze, cred, și o să vedeți că am ales unul mai drept, care este într-o culoare de roz cu negru. L-am ales pentru că este un blazer care poate fi purtat atât cu jeans, cât și cu o fustă dreaptă neagră, cât și cu o rochie pe dedesubt dreaptă neagră, poate fi purtat în variații foarte multe, poate fi purtat și la pantalon cu dungă, deci este un blazer destul de versatil acesta drept și de asemenea poate fi purtat și la blu și la Adidas și deci este un blazer super, super versatil pe care îl puteți purta în foarte multe ocazii. Un alt blazer ales de mine ar fi acesta în culoarea aceasta de portocaliu roșu. Nu vă gândiți, încă un lucru vreau să punctez, că toamna este momentul să ne îmbrăcăm cu
culori închise sau nu știu, nu. Din contră, puteți să ieșiți din anonimat, să rupeți barierele și să îndrăzniți, să vă îmbrăcați cu culori puternice, culori care să vă transmită ceva, să vă transmită o stare de bine. Cum am spus, trebuie să vă simțiți în primul rând voi bine, nu contează câte kilograme aveți, deci să nu aud lucrul ăsta că, vai, dar știi, am mai multe kilograme și nu pot să port nu știu ce culoare. Nu, purtați tot ce vă place. Dacă vouă vă place când vă uitați în oglindă cum vă stă, atunci este perfect, pentru că toate suntem frumoase și nu sunt eu drăguță acum, că mi-au mai spus persoana aia, ești tu drăguță. Nu, nu sunt eu drăguță, doar vreau să vă spun că pentru că frumusețea stă în ochii privitorului și pentru fiecare femeie, oricum ar fi ea, cineva o consideră frumoasă, că este copilul, că este soțul, că sunt părinții, că nu contează. Deci fiecare femeie este frumoasă în felul ei, așa că puneți-vă în evidență ce aveți voi frumos, trăsăturile frumoase și ieșiți pe stradă cât mai colorate. Vreau să văd multă culoare în toamna aceasta. Deci, am ales, cum spuneam, acest blazer portocaliu, roșu. Îmi place foarte mult toamna culoarea roșie, să port roșu, cărămiziu, nuanțele acestea îmi plac destul de mult, oranjul îmi place și blazerul acesta, după cum vedeți, este tot dintr-un tweed, dar este ceva mai lung, care merge la fel purtat ziua, de exemplu la birou, peste o cămașă, peste un maieu cu un pantalon ori negru, ori albastru, de ce nu, deci îndrăzniți să combinați cât mai nebunește lucrurile. Și de asemenea merge și seara, de exemplu, imaginați-vă-l pe o rochie din mătase. Ar arăta extraordinar de bine. Deci este un sacou foarte versatil care merge purtat aproape în orice situație. Bun. Și cam asta, nu știu dacă mai am eu ceva la blazere, nu știu dacă am mai păstrat alte fotografii, oricum o să le las să se deruleze cumva. Ce vreau să vă mai spun în ceea ce privește blazerele, îndrăzniți, purtați carouri, se poartă și s-a purtat dintotdeauna și se va purta întotdeauna carourile când vine vorba de blazere. Deci blazerele în carouri sunt foarte în trend. Nu știu, mie cel puțin îmi plac, mi se pare că adaugă o notă de eleganță și mă duce cu gânduri la Londra. Știți, la acea zonă, Londra, oameni bogați, așa, care se îmbracă bine, acolo mă duce cu gândul, așa că și noi putem să ne îmbrăcăm bine cu prețuri mici. Chiar vreau să vă spun că am ales pozele de pe site-uri și articolele despre care o să vorbesc, pe majoritatea o să le și găsiți și o să le puteți cumpăra la prețuri foarte mici. Am încercat să caut de la Sinsay, o să vedeți, deci chestii ieftine, să-și le permită, domne, toată lumea, că așa trebuie, să fim frumoase, nu contează de ce buget avem. Bun. Și apoi, încă un lucru pe care eu cred că trebuie neapărat să-l avem în garderobă și să-l purtăm toamna, și nu doar toamna, merge și iarna, ar fi vestele. Vestele, dragile mele, mi se par la fel foarte creative, foarte versatile și pot fi purtate în foarte, 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 am să spun acest cuvânt foarte, de foarte multe ori, în multe ținute. De exemplu, putem avea o vestă tip costum, cum sunt cele la costumele bărbătești, pe care le putem purta direct pe piele și apoi să venim cu un blazer, sau le putem purta peste o cămașă. Sunt foarte frumoase, sunt într-adevăr ușor de inspirație masculină, dar eu cred că te face să arăți puternică, sigură pe tine, și arată extraordinar de bine în orice situație. Dacă le purtați direct, nu știu, pe sutien, dau un exemplu, pe lenjeria intimă, pot fi purtate chiar și seara la o petrecere. Dacă le purtați pe o cămașă, atunci o mai cuminți, să spun așa, o mai domoliți și arată destul de business și de bine. Și mai sunt, bineînțeles, și vestele acelea tricotate, făcute din material de plover, din tricot, să-i spunem așa, din lână, din diferite materiale care merg a fi purtate pe o cămașă, arată extraordinar de bine. Apoi un alt lucru pe care trebuie neapărat să-l aveți în garderoba voastră acum că vine toamna sunt cardiganele sau acele plovere pe care le cunoaștem cu toții, acele plovere cu năsturei.
care se deschid foarte frumos și pot fi purtate atât peste rochii, peste alte tricouri, peste alte bluzițe, peste maieuri, peste tot ce vreți voi. Acele cardigane vă salvează, credeți-mă, viața. Plus de asta, ați observat și voi toamna, de exemplu, dimineața este destul de frig și seara când vii de la servici este cald de mori. Așa că un cardigan de genul acela te poate salva, pentru că îl tragi peste tine, pe tine peste un tricou și apoi seara pur și simplu îl dai jos. La fel, mergeți pe culori cât mai nebunatice. Eu am ales aici unul verde pe care îl găsiți la Sinsay, cum spuneam, și am mai ales unul care este așa gen plovărul bunicii. Are niște floricele așa prin el. Mie îmi plac foarte mult genul acesta de plovere, de tricotaje, așa că vă las și această variantă aici. Și ce mai vreau să mai spun, cardiganul poate fi în orice culoare. Îndrăzniți, bej, alb, portocaliu, maro, negru, pot fi și clasice, într-adevăr, albe, cum am mai spus, cred, verde, albastru, deci orice culoare vreți voi, lila, mergeți pe culoarea care vă place vouă. Bun, apoi, pantalonii lejeri, stil palazzo, cred că am pronunțat bine, sau palazzo, sau știți, pantalonii aceia lejeri drepți. Mie îmi plac foarte mult, se potrivesc foarte, foarte multor ținute și siluete, doar că trebuie să probați și să vedeți exact care vi se vor potrivi. Sunt foarte flowy, așa, adică sunt ok pentru perioada aceasta când nu este nici foarte cald, dar nici foarte frig. Ei vin pe lângă picior, adică, mă rog, vin un pic larg pe lângă picior și vă vor ține și de cald, dar în același timp nu veți muri de cald în ei. Sunt foarte ok, potriviți pentru această perioadă. Merg purtați atât la pantaloni, atât la pantofi cu toc, cât și la pantofi cu talpă joasă, un Adidas, un tenis, depinde ce vă place vouă să purtați, o espadrilă, poate încă purtați espadrile. Deci merg la foarte multe combinații, la fel ele merg cu cardigane, cu sacouri, cu cămăși, cu foarte, foarte multe lucruri, cu tricouri, cu... Puteți o astfel de pereche de pantaloni să o faceți, să o duceți într-o zonă ori foarte elegantă, de exemplu o pereche de pantaloni de genul ăsta crem, cu un tricou negru, un sacou negru, stăți de birou, super elegante, cu părul prins și cu niște cercei aurii, sunteți wow, sau puteți să mergeți cu acești pantaloni în weekend la film, cu un tricou cu desene de tot felul și cu o jachetă de bluz și cu o pereche de pantofi sport și sunteți pentru mers la film. Deci puteți să-i combinați în foarte multe feluri, de aceea vă sugerez să aveți o astfel de pereche de pantaloni în garderoba voastră. Bun, după pantaloni care țin și de cald, și de frig, și de ce vreți voi, rochiile cu mânecă lungă sau cu mânecă 3/4. Deja se schimbă un pic situația, este mai frig, nu mai putem purta acele rochii fără mânecă, cum am eu pasta azi, așa, și cu foarte subțire, din materiale subțiri, din voal. Voalul nu prea mai arată bine. Am mai văzut într-adevăr rochii cu mânecă lungă din voal. Acum, eu nu sunt un expert, v-am mai spus, dar din câte am mai citit și eu, din câte m-am mai interesat, încercați să evitați astfel de rochii. De ce? Voalul, în general, este un material ușor care se poartă primăvara, vara. Toamna deja nu prea mai merge voal. Puteți merge într-o zonă, nu știu, o rochie de blug, o rochie tip cămașă, o rochie tip sacou sau o rochie dintr-un material tip stofă, să spun așa. O să vă las la fel câteva imagini. Am mai găsit o rochie foarte interesantă dintr-un raiat. O să vedeți, este din raiat, are o centură în talie și arată foarte bine. Puteți merge pe rochii drepte, rochii în formă de A, rochii ample, rochii cum vreți voi, rochii lungi, rochii scurte. Deci nu vă ține nimeni să experimentați și să vă îmbrăcați cum vreți. Atât doar materialul să se potrivească cât de cât sezonului în care suntem. Nu cred, v-am spus, că rochile din voală, acele super învolănate și transparente, ușor și subțiri și flowy, așa mai merg. Nu cred. Acum, na,
Dacă vă plac, voi puteți să vă îmbrăcați, nu vă luați după mine. Apoi cămașa. Cămașa nu trebuie să vă lipsească. De ce? Pentru că o să vedeți că această cămașă merge în foarte multe combinații. Ar fi de preferat să aveți o cămașă albă, dar dacă aveți mai multe cămăși, puteți să vă luați în mai multe nuanțe. Dacă vă plac cămășile ca mine, eu am în mai multe nuanțe, dar cămașa este esențială toamna și nu doar toamna. Cred că în garderoba unei femei o cămașă trebuie să existe. O cămașă de calitate care să vină bine. Ce vreau să spun, de ce bat atât apa în piu, știți, cu cămașa? La fel, cămașa poate fi purtată atât într-o ținută business cât și într-o ținută lejeră. Deci ea poate fi foarte, este un obiect vestimentar foarte versatil. Și cu fustă, de exemplu, merge foarte bine, cu o fustă din piele, toamna arată extraordinar de bine, sau cu pantalonii pe care vi-am menționat și vi-am arătat mai devreme, la fel merge foarte bine o astfel de cămașă. Deci o cămașă de calitate neapărat trebuie să aveți. Ar fi bine să fie într-un alb unt, sau într-un alb, dacă vă place. Mie de obicei nu prea îmi place albul ăla, știți, foarte alb, de bate în albăstrui, așa, știți genul acela de alb. Mie îmi place albul acela mai crem, mai unt, știți, mai potolim, care bate într-o culoare de alb cald. Acum fiecare cu gustul lui, dar în general este bine să aveți o cămașă în garderobă și o să vă las câteva ținute cu cămașă. Încă un obiect vestimentar care nu trebuie să lipsească ar fi o fustă. O fustă care să vă placă, să vă fie bine. Puteți să alegeți o fustă din piele. Există acum foarte multe variante de fustă din piele. Există strâmtă tip creion, amplă. Sunt foarte multe variante de fuste pe care le puteți încerca și care vă pot veni bine, credeți-mă. Trebuie doar să probați, să mergeți într-un magazin și să probați mai multe modele și să vă uitați voi în oglindă sincer. Deci voi cu voi să vă uitați în oglindă sincer, să vă uitați cu atenție și să vedeți ce vă stă bine vouă. Pentru că chiar dacă aveți, nu știu, înălțimea ideală, greutatea ideală, s-ar putea unele lucruri să nu vă vină bine. Deci nu vă gândiți, vai, eu sunt prea mică sau prea mare sau prea nu știu cum, nu mă duc să probez că nu vin sigur bine. Nu, mergeți și probați pentru că s-ar putea să aveți o surpriză. Eu de multe ori am stat departe de anumite chestii pentru că credeam că nu vor veni bine și că nu mi se potrivesc și din contra am descoperit că mi se potrivesc și că îmi vin foarte bine. Deci mergeți și probați. Fustele din piele sunt destul de versatile, cum spuneam, le găsiți în foarte multe culori în zilele noastre, în foarte multe forme, modele, sigur găsiți una care să vă vină bine sau puteți să mergeți pe o fustă dintr-un material tip stofă sau bumbac. Sunt niște fuste, am eu câteva mai ample, care sunt dintr-un material mai grosuț, adică nu sunt din voar, dar nu sunt nici din lână ca cele de iarnă, dintr-un material care să fie mai grosuț, care să cadă frumos. Eu cred că vi s-ar potrivi o astfel de fustă și că este necesară în garderoba noastră. La fel, această fustă merge, cum am spus mai devreme, cu cămașă, cu blazer, cu tot ce am discutat mai devreme. O să vedeți că dacă luați toate aceste piese, puteți să vă faceți mai multe ținute din aceste piese și puteți să vă jucați foarte mult cu ele și să fiți frumoase, la modă, cum vreți voi, să vă simțiți bine, că până la urmă despre asta este moda. Eu când văd persoane care vin și spun se poartă nu știu ce, trebuie să porți nu știu cum, nu, moda eu cred că este în primul rând pentru oamenii de rând să te simți bine, trebuie să te simți bine tu în pielea ta și cum îți stă. Dacă tu te simți bine și rochia pe care o porți cu încredere ca și cum ar fi cea mai bună rochie pe care o ai tu în garderobă, clar rochia aia va fi cea mai bună pe care o ai tu în garderobă. Așa o vor percepe cei din jurul tău. Nu contează că e 20 de lei, că e 200 de lei, că e 1000 de lei. Nu contează, atitudinea face tot. Am ales totuși și câteva ținute în care o să vă arăt cămăși și am ales și câteva doamne care sunt un pic mai, să zic așa, mai voluptoase cu forme și le-am pus și pe ele aici ca să vedeți exact cum vin hainele despre care am vorbit eu, cam cum vin pe o persoană puțin mai voluptoasă, ca să nu vă fie teamă să încercați sau să ziceți că nu vreau să încerc, că nu știu,
trebuie să mergeți să încercați hainele, cum am spus. Ce mai vreau să mai spun aici, puțin despre culori să mai vorbim. Deci, cum am mai spus, cred că mai devreme și vreau să repet, puteți să încercați fel și fel de culori, încercați combinații cât mai nebune, pentru că se potrivește, oranjul se potrivește cu albastru, movul se potrivește cu galben, încercați tot felul de culori din astea trăznite. Acesta este un prim clip pe această temă și eu sper că v-a plăcut. Chiar vreau să-mi lăsați părerea voastră ca să știu dacă să merg într-o direcție de genul acesta, să știu dacă vă plac astfel de clipuri și dacă să mai fac. Pentru că dacă nu vă plac, degeaba vorbesc eu aici ca televizorul să spun așa o oră, că n-are sens. Dacă nu ajunge la voi într-un mod pozitiv, nu are sens să mai fac respectivul conținut. Dar eu am zis că este o idee bună de clip, că mai vorbim și despre altceva, nu doar despre produse cosmetice, mai vorbim și despre haine, că doar suntem femei și ne plac foarte mult hăinuțele. Concluzia, fiți curajoase, purtați ce vă place vouă, nu vă rețineți de la nimic, că nu se mai poartă, că se poartă, că... Deci asta este relativ. Moda este acum, pleacă, revine și tot așa este ciclică. Deci puteți să purtați tot ce vă place vouă și ce vă face vouă plăcere și ce credeți voi că vă stă bine până la urmă, că voi le purtați și important e să vă simțiți voi bine. Bun, până data viitoare vă las cu bine, dragii mei. V-am pupat. Pa, pa!